În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Preacucernici părinte profesor, preacucernici părinți, avem bucuria de a ne găsi din nou împreună în casa Tatălui de rugăciune și de a privi în noi și de a privi în Evanghelia și în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegem unde ne aflăm noi față de învățătura Lui și față de poruncile Lui și față de chemarea Lui lansată omenirii întregi. În mod deosebit avem bucuria și eu personal mă exprim, sunt convins că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, îl avem aici pe Părintele Profesor Stelian Tofană, care... L-am cunoscut prin scrisul dânsului. Vreau să mă mărturisesc că am la mine lucrarea dânsului Iisus Hristos, Arhiereu Veșnic, meditații și învățătură la Cartea Evrei. L-am auzit pe dânsul, l-am văzut în catedrală și îi mulțumim că în ultimul timp onorează cu prezența dânsului adunările oastei Domnului. E o mare binecuvântare aceasta. E o mare binecuvântare să putem preoția universală și cu cea harică să ne dăm mâna într-o binecuvântată conlucrare și colaborare cu același scop principal, mântuirea sufletelor celor care stau cuprinși în mreaja păcatului și în legăturile celui rău, a lui Satan, a diavolului. M-am gândit și eu, auzind rugăciunea surorii, la această duminică deosebită, prima duminică din acest post mare care este numită a Ortodoxiei, și am câteva gânduri aici. Aș vrea să citesc trei intervenții, pentru că n-aș vrea să greșesc citând din memorie despre această duminică atât de importantă. În primul rând, ea a fost instituită la sinodul din 843, ca sfârșit al celor 7 sinoade ecumenice, cu rolul de a mărturisi pentru totdeauna biruința credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor. Această duminică este o sărbătoare a adevăratului mântuitor și o afirmare a biruinței sale asupra minciunii, a rătăcirii care vine de la diavolul. Ortodoxia este acest cuvânt grecesc care înseamnă dreaptă credință sau dreaptă mărire. Din însăși această semnificație etimologică se vede că ortodoxia nu este o doctrină abstractă sau un sistem filozofic închis, ci legătura vie a omului cu Dumnezeu în Hristos Iisus. Ortodoxia înseamnă a crede drept, nu ceva, ci în cineva, adică în Dumnezeul cel adevărat, revelat în Hristos, și înseamnă dreaptă mărire și nu a unei abstracțiuni, ci a lui Dumnezeu celui în treime, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Biserica Ortodoxă are nu numai învățătura lui Hristos, ci îl are pe Hristos însuși și ca trup al Său asigură legătura de viață a tuturor credincioșilor ei, care sunt mădularele aceluiași trup cu Hristos, capul. Cunoașterea adevărului este astfel viață, iar nu un simplu act intelectual. O spune Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea arhierească, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, Ioan 17:3. Această legătură de viață cu Dumnezeu în Hristos este ortodoxia,
nu poate fi redusă la un sistem doctrinar, oricât ar fi el de înalt și de cuprinzător. Conținutul credinței adevărate nu poate fi descoperit în afara lui Hristos însuși. Nu poți spune că ai adevărul dacă nu-l ai pe Hristos. Astfel, actualizarea adevărului nu se poate face în afara relației personale între credinciosul și izvorul și descoperitorul adevărului, care este Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Am citit aceste gânduri pe care le găsim în predici exegetice la duminicile de peste an ale părintelui profesor Vasile Mihoc, carte care este la îndemâna noastră a ostașilor, scrisă cu gândul acesta de a ne îmbogăți conținutul nostru de credință și de a cunoaște și a ști cine suntem, de unde, cui aparținem și ce credință are oastea Domnului. Dragii mei, aș vrea să mă opresc în câteva gânduri la acest eveniment pe care Evanghelia zilei de astăzi îl pune în fața noastră. Și am vrea să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 43 până la 51. Sunt aici 8 versete pline de o semnificație deosebită, dragii mei. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis Iisus: urmează-mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și i-a zis Natanael: din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind spre el și a zis despre el: iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Și Natanael i-a zis: de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsul i-a Natanael: Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspunsa Iisus și a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mult decât acestea vei vedea. Și a zis: adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschis, deschizându-se, și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Aceasta este Evanghelia și vreau să mai citesc tot din Evanghelia după Ioan, din capitolul 6, 2 versete. Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. Dragii mei, este o Evanghelie care ne provoacă la a da un răspuns, cel puțin la două întrebări pe care Domnul Iisus Hristos le lansează aici, în Evanghelia zilei de astăzi. M-am gândit, am citit ceea ce spunea părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae: fără Iisus Hristos, omul n-are nicio valoare și istoria n-are niciun sens. M-am gândit la această afirmație extrem de importantă, care ni-l aduce pe Domnul Iisus Hristos în prim planul vieții noastre, care îl readuce pe Domnul Iisus Hristos în fața noastră și în fața omenirii, la fel cum o face Evanghelia zilei de astăzi. M-am gândit la ce avea să spună fratele Traian
în meditații la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cele două versete pe care le-am citit și ele cu o semnificație extrem de importantă, pentru că Simon Petru face aici câteva afirmații pe care trebuie să ajungem și noi să le facem, dragii mei. În primul rând, Simon Petru spune aici: noi am crezut, un cuvânt pe care am vrea să nu-l pierdem din atenția noastră, dragii mei. Am crezut. Pe urmă, în același verset 69, am cunoscut că Tu ești Hristosul. Extrem de important, iubiții mei. După ce ai ajuns să crezi, trebuie să ajungi să cunoști. Cunoașterea aceasta, așa cum am citit în termenul ortodoxie, are o valoare extrem de importantă, spunea părintele profesor Mihoc. Al cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, al cunoaște pe Dumnezeu. Această cunoaștere a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne dă conținut și valoare fiecăruia dintre noi, iubiții mei. Și m-am gândit la ce spune fratele Traian. Vreau să vedeți acest mare om al lui Dumnezeu pentru neamul și biserica noastră și pentru trezirea noastră din moarte și din păcat. Ce afirmații care ne răscolesc a făcut cu privire la Domnul Iisus Hristos și la aceste trei cuvinte extrem de importante de aici, din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Puterea mărturisirii noastre și taina izbânzilor pentru noi este că suntem convinși de ceea ce vorbim. Dragul și scumpul meu, întrebarea din Evanghelia zilei de astăzi răzbate pentru noi: suntem convinși noi de cine este Domnul Iisus Hristos? Suntem noi convinși de valoarea, de implicația și de chemarea pe care ne-a lansat-o nouă omenirii întregi prin Evanghelia zilei de astăzi? Apoi, după ce ai ajuns să fii convins, trebuie să faci următorul pas. Noi credem în ceea ce propovăduim altora. Frații mei, este foarte important acest aspect. Dacă n-ai ajuns la credință și la convingerea că tot ce s-a spus în Sfântul Cuvânt și tot ce învățăm în dreapta învățătură a bisericii noastre este adevăr curat, Nu poți să crezi. Trebuie să ajungi să crezi în ceea ce propovăduiești și în ceea ce spui altora. Și un alt aspect: noi spunem despre Hristos plin de o adâncă încredințare că El este viu și că este Dumnezeu și Mântuitorul atotputernic. Slăvit să-i fie numele, iubiții mei! Asta este calitatea vieții de credință. Asta este puterea adevărului care locuiește în noi. Asta este chemarea noastră, iubiții mei. Domnul Iisus Hristos a văzut, a chemat. Iar cei care au avut parte de această chemare, la rândul lor, fac și ei același lucru. Cheamă mai departe pe alții, văd și ei, au și ei ochii deschiși, au și ei preocuparea Domnului nostru Iisus Hristos să privească și să cheme pe alții la Hristos, pe alții la mântuire. Suntem încredințați că Hristos este, așa cum știm că este, soarele pe cer, așa este și Hristos.
Suntem încredințați de lucrul acesta că există, după cum există în ziua aceasta și vedem și ne bucurăm de razele soarelui, chiar dacă noaptea sau norii ne împiedică altădată să-L vedem, credem că există soarele, credem că există Iisus Hristos, credem lucrul acesta, avem această convingere. Nimic pe lume nu ne poate face să ne îndoim de existența lui Hristos, cum nu ne poate face să ne îndoim de propria noastră existență. La starea aceasta trebuie să ajungem noi, copiii lui Dumnezeu, noi creștini ortodoxi, noi cei din oastea Domnului, să avem această convingere cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos și cu privire la existența Lui. Noi am ajuns la cunoștința că Hristos este. Ăsta este adevărul. Hristos este, întâi prin cuvântul Său, apoi prin credință, iar în urmă prin experiență personală. Iată trei aspecte care conduc la aflarea Domnului nostru Iisus Hristos, care conduc la o relație, care conduc la o părtășie, la o intimitate cu Domnul Iisus Hristos, care ne-a dus la convingerea neclintită pe acest adevăr, cuvântul, credința și experiența personală. Prin cuvântul Său am ajuns să aflăm despre Hristos, prin credință am ajuns la Hristos, prin convingere am ajuns în El. De aceea, noi suntem deplin încredințați, nu numai că Iisus Hristos este Hristosul lui Dumnezeu, dar și că El este singurul Domn și Mântuitor, fiindcă este Fiul unic al lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Dragii mei, sunt cuvintele fratelui Traian la versetele acestea din Ioan 68 și 69, iar Evanghelia zilei de astăzi, dragii mei, asta vrea să facă, să trezească în noi această întrebare cu privire la relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Vrea Evanghelia zilei de astăzi, într-un fel, să ne determine să dăm un răspuns chemării Domnului Iisus Hristos de a-L urma. Am rămas surprins de ce a spus Filip, am aflat pe Iisus Hristos. Ce frumos, dragii mei! De fapt, această afirmație, a găsi, a afla, presupune de fapt o acțiune. Nu poți să găsești, nu poți să afli dacă înainte nu întreprinzi ceva. Vedeți dumneavoastră, de întâlnit ne putem întâlni întâmplător, dar niciodată cu Domnul Iisus Hristos nu ne vom întâlni întâmplător. Pe Domnul Iisus Hristos trebuie să-L cauți ca să-L afli. Și această căutare este acțiunea noastră, este voința noastră, este aportul nostru. M-am gândit la aceasta, dragii mei, spunea fratele Traian într-o cântare de la oastea Domnului și nu m-am oprit niciodată asupra ei cu atâta sete ca de data aceasta în duminica aceasta a Ortodoxiei, în duminica aceasta în care Mântuitorul Iisus Hristos cheamă la El, cheamă lumea la El, ne cheamă pe noi la El, iubiții mei, pe fiecare dintre noi, Domnul Iisus Hristos ne cheamă să-L urmăm, ne cheamă să facem pași pe urma credinței, ne cheamă să facem pași pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Și spune așa cântarea, suflete pierdut prin patimi și căzut prin voi pustii, când Iisus Hristos te cheamă, tu n-auzi, de ce nu vii? Cel viclean te atrage în flăcări și tu tot de el te ții.
iar Iisus Hristos te cheamă. Tu ce aștepți? De ce nu vii? Cerul întreg de mult te așteaptă și te-ar vrea în El să fii. Și Iisus Hristos te cheamă, suflet drag, de ce nu vii? Iată, la un pas e moartea și tu n-o vezi și nu știi. Și Iisus Hristos te cheamă, cât mai stai, de ce nu vii? Iată, cei ce merg cu Domnul sunt atâtea zeci de mii. Și Iisus Hristos te cheamă, tu de ce? De ce nu vii? Vrei tu oare în focul veșnic să verși lacrimi prea târzii? O, Iisus Hristos te cheamă, vino azi să vii, să vii. Dragii mei, Evanghelia este pentru noi astăzi. Pentru toți aceia care am avut parte de chemarea Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum a avut parte de chemare Natanael și Filip, așa cum au avut parte toți urmașii Domnului nostru Iisus Hristos, prin Evanghelia sa, prin cuvântul său, așa și noi astăzi avem parte de această chemare, chemarea aceasta în a-L urma, în a-L primi, în a-L sluji pe Domnul nostru Iisus Hristos. Spunea cineva, două întrebări, l-ai aflat tu pe Iisus Hristos? Sau mai bine zis, te-ai lăsat tu aflat de El? Este întrebarea care răzbate din Evanghelia zilei de astăzi pentru noi, scumpii și iubiții mei, care avem binecuvântarea să stăm în locul acesta. Ziua aceasta pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu nu-i la voia întâmplării. Niciunul dintre noi nu ne aflăm la voia întâmplării aici. Fiecare din locul acesta am venit pentru că în lăuntrul nostru a existat o chemare. Cineva ne-a îndemnat să venim aici. Cineva ne-a chemat să venim aici. Cineva ne-a pus pe suflet. Cineva s-a rugat să venim aici. A făcut o rugăciune probabil pentru noi. Nu suntem la voia întâmplării niciunul dintre noi aici, iubiții mei. Am venit în locul acesta pentru că undeva stă chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Te-ai lăsat tu aflat de El? Cum răspunzi tu la chemarea pe care El ți-o face și ție așa cum i-a făcut-o lui Filip? El ne-o adresează prin acest singur și simplu cuvânt. Urmează-mi, dragii mei, ce ne ține în loc? Ce ne ține, ce ne determină să nu-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos? Ce ne reține să nu ne pornim pe calea aceasta al urmării Domnului nostru Iisus Hristos? Citeam în cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Deuteronom, în capitolul 4 cu 29. Există aici două cuvinte. Dacă vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Asta este condiția ca să îl aflăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Condiția ca să îl găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să răspundem acelei chemări interioare din noi este să-L căutăm pe Domnul. Să-L căutăm din toată inima și din tot sufletul. Unei astfel de căutări, Domnul Iisus Hristos se lasă descoperit. Domnul Iisus Hristos se lasă aflat. Iubiții mei, să nu uităm un lucru. Gadarenii l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, dar nu l-au aflat. L-au scos din perimetrul lor, a vieții lor. L-a scos din perimetrul comunității lor pe Domnul Iisus Hristos. L-au întâlnit, dar nu l-au aflat. Haideți! Astăzi, în această zi, mânați de această preocupare lăuntrică care presupune voință, acțiune, căutare, să-L căutăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și închei cu două versete care mi-au plăcut foarte mult în 1 Cronici 28 cu 9. Există un îndemn. Regele David îi scrie fiului său Solomon cuvintele acestea.
dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Iubiții mei, poate fi valabil și în dreptul fiecăruia dintre noi. Dacă îl vei căuta pe Domnul Iisus Hristos, se va lăsa găsit de tine. Domnul Iisus Hristos așteaptă, privește, se uită, te caută. El face primul pas totdeauna, iubiții mei. Spune Sfântul Ioan, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Iubirea Lui, căutarea Lui, asta este, dragii mei, înaintea primilor pași pe care noi îi facem spre Hristos. Haideți, scumpii mei, să facem lucrul acesta. În cartea Proverbe 8:17, cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Este ziua aceasta, iubiții mei, Evanghelia zilei de astăzi ne provoacă la a-L căuta pe Domnul Iisus Hristos. Și avem convingerea din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu că El se va lăsa găsit de noi, că El va ieși înaintea căutărilor noastre, că El va ieși înaintea frământărilor, preocupărilor noastre. Să nu uităm lucrul acesta, dragii mei. Înainte de a porni noi în căutarea Domnului nostru Iisus Hristos, El ne vede și El ne caută. El se lasă găsit de noi, iubiții mei. Dacă în lăuntrul nostru, dacă în ființa noastră există această preocupare, există această dorință după Hristos, există această alergare după Hristos, putem astăzi în locul acesta să ne apropiem de El cu ființa noastră, să privim în cuvântul și în Evanghelia Lui, să privim la Evanghelia zilei de astăzi și la chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și să răspundem, iubiții mei, cu aceeași căldură și cu aceeași dragoste cu care a răspuns în Evanghelia zilei de astăzi Filip și Natanael. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.